modul în care este condus radioul public și de dezinteresul conducerii centrale față de studiourile teritoriale. El cere votarea în regim de urgență a noii legi de funcționare a Societății Române de Radio, dar și anularea concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul studioului Iași. Valeriu Ștefan a intrat în această dimineață la ora 8 în greva foamei. Acest moment coincide cu instalarea noului director al Radio Iași, Nicolae Tomescu. Valeriu Ștefan consideră că organigrama întocmită de conducerea Societății Române de Radio nu este în concordanță cu realitatea și ascunde interese politice. Mi-am început această grevă a foamei dintr-un imbold interior, iar decizia mă aparține în exclusivitate. Pur și simplu sunt convins că la această oră Radio România este în criză. Nu o spun numai eu, o spune realitatea. În al doilea rând, felul în care s-a organizat pe baza unei organigrame care, nu știu cât, legea aș vă spune cuvântul dacă este legală sau nu, concursuri care au semănat a mascaradă. Noul director al Radio Iași, Nicolae Tomescu, împotriva căruia au fost îndreptate majoritatea protestelor grevistului, a refuzat să comenteze această situație. Conducerea studioului Iași a pus la dispoziție lui Valeriu Ștefan un spațiu în clădirea radioului în care să stea pe perioada protestului. Gestul pe care colegul Valeriu Ștefan face în momentul de față, așa cum a și declarat, este un gest personal. Motivația se știe. Ceea ce facem noi, administrația, respectiv conducerea studioului, nu e altceva decât să asigurăm cadrul ca domnul Valeriu Ștefan să se manifeste. Dar spun un lucru, că problemele pe care domnia sa le invocă nu vizează atât instituția, cât vizează Societatea Română de Radiodifuziune în ansamblul ei și, firește, decurgând percepția pe care domnul Valeriu Ștefan o are în legătură cu modul în care ar trebui să arate Societatea Română de Radiodifuziune. Protestatarul a cerut și aplicarea articolului 21, actul colectiv de muncă, în care se prevede faptul că foștii activiști ai PCR nu pot avea calitatea de salariați ai Societății Române de Radio. El susține că Nicolae Tomescu face parte dintre aceștia și nu poate ocupa funcția de șef la Radio Iași. El este decis să nu se oprească până când cererile sale nu vor fi rezolvate.